Pasajul de la Piața Sudului a fost inaugurat după aproape 3 ani și jumătate de așteptare, iar zecile de minute pierdute la semafor sunt de azi de domeniul trecutului. Traficul rutier a fost reluat integral, în timp ce pietonii care vor să traverseze pot folosi acum pasajul subteran și lifturile. Chiar și așa, locuitorii din sectorul 4 trebuie să mai aștepte până la mijlocul lunii septembrie pentru a putea călători din nou cu tramvaiul în zonă. 90% din costurile investiției puteau fi decontate prin fonduri de la Uniunea Europeană, dar pentru că lucrările nu au fost finalizate la timp, aproape toată suma a fost suportată de municipalitate. Șoferii care trec zi de zi pe la Piața Sudului au scăpat de stres și nervi, iar locuitorii din zonă vor uita în scurt timp de praf și de zgomotul de șantier. Pasajul rutier a fost în sfârșit inaugurat. Deocamdată a fost reluat doar traficul rutier și a fost deschis pasajul pietonal care face legătura și cu stația de metrou. Autoritățile promit însă că până la mijlocul lunii septembrie va fi reluată și circulația tramvaielor în zonă. Beneficiile sale sunt foarte mari, în special pentru această zonă a capitalei. Practic fluidizează traficul în zona de sud a capitalei, de asemenea crește viteza de circulație și scade cu aproximativ 70% timpul de așteptare în trafic. Lucrările au început în primăvara anului 2014 și trebuiau finalizate până la sfârșitul lui 2015. Pentru că nu s-a luat în considerare că în zonă se află țevi de apă, cabluri și sisteme de canalizare, termenul de execuție a fost amânat de 2 ori pentru ca utilitățile să fie deviate. Să ajung aici acasă, făceam câteodată 45 de minute. 45 de minute am făcut, domnul, de la vot de acolo și până aici, de-ai pași. Un kilometru, doi. A durat foarte mult, nu cam mult. Foarte mult. Locuiți în zonă? Da. Și cum a fost până acum? Foarte nasol. Da. Greu. Investiția se ridică la 127 de milioane de lei, din care 90% ar fi trebuit să fie fonduri europene. Din cauza întârzierilor, doar 18 milioane de lei au fost decontate de Uniunea Europeană. Restul cheltuielilor a fost suportat de municipalitate. Mai mult decât atât, pentru unele cheltuieli care nu au fost prevăzute în contract, constructorul a dat în judecată primăria capitalei. Bucureștenii nu par însă deranjați și se bucură acum că nu își mai pierd timpul blocați în trafic. Foarte frumos și foarte bine a lucrat. Suntem mulțumiți că avem și lift, avem adică condiții bune. Mergem și noi civilizați, ca oamenii civilizați. Păi ce era aici la Bic? Vai de mine și de mine. Acum? Extraordinar. Cred că e mai bine cu pasaj. Dacă în scurt timp situația va reveni la normal la Piața Sudului, în câteva luni șantierul se va muta undeva în apropiere. Primarul sectorului 4 anunță noi investiții pentru fluidizarea traficului în zona de sud a Bucureștiului. Acest proiect extrem de important va fi continuat cu lărgirea șoselei Berceni până la linia de centură, cu lărgirea șoselei Turnu Măgurele, cu lărgirea șoselei Caporal Ruică, cu parcarea Park and Ride de la stația de metrou Piața Sudului. Întrebat dacă pasajul riscă să fie inundat la o ploaie mai puternică, edilul a spus că își dorește ca proiectul să fie impecabil și că doar testul ploii va demonstra acest lucru. Noul pasaj are o garanție de 10 ani.